Nemulțumirile românilor cresc pe zi ce trece în privința politicienilor din fruntea țării. Situația este îngrijorătoare, întrucât oamenii sunt nervoși pe condițiile în care trăiesc și își doresc să plece și președintele României, Klaus Iohannis. Problemele financiare ale românilor sunt din ce în ce mai mari. Chiar dacă traversăm cea mai mare criză economică și sanitară din ultimii 10 de ani, politicienii din fruntea țării nu fac nimic pentru a stopa distrugerea României. După ce Florin Câțu a fost demis din funcție, o altă dorință a oamenilor este și suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Să știți că eu dacă aș avea o putere, l-aș împușca. Sincer vă spun, poate să mă mute să iau și amendă. Eu una nu sunt de acord cu... Nu e bun de nimic. Vreau afară. Îl vreau să plece, nu știu unde, dar... Credeți că ar trebui suspendat? Bineînțeles. Și nu cred că sunt singura care își dorește asta. Având în vedere că sunt 7 ani și nu s-a făcut nimic de când este el, eu cred că toată lumea vrem exact chestia asta. Cel care odată a fost ales cu încredere de români este acum huiduit și judecat aspru de oamenii pe care ar fi trebuit să îi reprezinte. Cetățenii s-au săturat și își doresc o schimbare. Guvernanții ăștia nu fac nimic. Și asta îi se datorează președintelui Iohannis. A zis că guvernul meu pune guvernul lui și cu guvernul lui acum se îi cere și trebuie suspendat, că ține tot la ăștia. Se împarte ciolanul toți. V-ați dori ca președintele să fie suspendat? Și scos din țară. Nu numai. Și-a bătut joc de România. Pentru că n-a fost capabil să le facă nimic. De când a venit acest președinte și acest guvern, și acest guvern, nu sunt bun de nimic decât de ceartă, de balamuc și să ne arate nouă că să râd de noi în față. Nu e bun. Românii sunt nemulțumiți de nivelul de trai și îi acuză pe politicienii din fruntea țării că prin măsurile întreprinse de aceștia distrug sistematic economia țării și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea României. Președintele Klaus Iohannis, dar și Florin Câțu au devenit cei mai disprețuiți politicieni din perioada post-decembristă.